Astăzi vom discuta despre câteva dintre cele mai cunoscute sărbători, obiceiuri și tradiții din Spania. Mai întâi vom arunca o privire asupra calendarului pentru anul 2022 și a sărbătorilor legale la nivel național din Spania. Pe 1 ianuarie se sărbătorește Anul Nou. Pe data de 6 ianuarie, Botezul Domnului. Pe data de 15 aprilie, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor. Pe data de 2 mai, Ziua Muncii. 1 mai este de fapt Ziua Muncii, dar spaniolii primesc liber legal ziua următoare, luni 2 mai. 15 august, Adormirea Maicii Domnului. 12 octombrie, Ziua Hispanității sau Hispanismului, este sărbătoarea națională a Spaniei. Pe 6 decembrie, spaniolii sărbătoresc Ziua Constituției. Pe 8 decembrie, Imaculata Concepție sau Neprihănita Zămislire, Concepția Fecioarei Maria. Iar pe 25 decembrie, Nașterea Domnului sau Crăciunul. Câte dintre acestea se sărbătorește în țara noastră? Vom prezenta câteva dintre obiceiurile și tradițiile specifice poporului spaniol. Coridele sau luptele cu tauri au apărut pe teritoriul Spaniei în secolul al XII-lea. Reprezentațiile se țin pe arene cu tribune. Una sau mai multe persoane are rolul de îmblânzitor. Acesta poate fi călare sau pe jos și trebuie să îmblânzească unul sau mai mulți tauri. Toate orașele mari ale Spaniei au anumite carnavaluri, fieste și târguri sau ferii specifice. Printre cele mai populare sunt Feria de Abril, care are loc în Sevilla. Această sărbătoare celebrează întoarcerea primăverii. Carnavalurile din Cádiz se țin în fiecare an în luna februarie. La acesta iau parte cele mai multe trupe de teatru din regiune și este celebru mai ales pentru concursul de glume. La Tomatina are loc anual în orașul valencian Buñol în ultima zi de miercuri a lunii august. Aproximativ 150.000 de tomate devin armele a 20.000 de participanți, care le aluncă unul spre celălalt. Lupta are și o serie de reguli, cum ar fi faptul că nu ai voie să arunci altceva în afară de tomate, nu ai voie să rupi hainele altcuiva sau că trebuie să strângi puternic în mână tomatele înainte de a le arunca pentru a nu-l răni pe cel care îl lovești. Flamenco este o formă de artă bazată pe muzică și dans. Își are origine în sudul Spaniei, mai exact în provincia Andalusia, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Instrumentul principal folosit în muzica flamenco este chitara. Actualmente este unul dintre cele mai populare stiluri muzicale din țările latinoamericane. În ce alte țări din lume credeți că se dansează flamenco la festivaluri?